Bună, Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 5-11 decembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Capricorni, o să încep cu previziunile astrologice, iar apoi continuăm cu analiza cărților de tarot. În primul rând, ce vreau să-ți transmit este faptul că în această săptămână. Uh, Mercur intră în Capricorn, intră la tine în Zodie și te ajută foarte mult să îți exprimi punctul de vedere. Uh, se, de se deschide pentru tine o perioadă foarte bună până prin ianuarie în care uh, vezi că pe lângă faptul că îți crește intuiția, uh, reușești să Îți exprimi nemulțumirile legate de muncă sau, nu știu, capricornii care își caută un loc de muncă. Acum aveți ocazia să găsiți, însă e nevoie să comunicați. Poate e o perioadă în care e nevoie să vorbești mai mult la muncă, ești mai solicitat pe acolo, dar mult mai important decât atât, repet, este faptul că îți crește intuiția. Și, ă, pe lângă acest lucru, se deschide o perioadă pentru tine în care vei comunica mult mai mult, și chiar vocea ta va fi mai mult ascultată. Bun. Avem ă, și o săptămână în care apar tot felul de tensiuni pe drumuri, sau ai tot felul de discuții prin care afli. Niște secrete sau a fi niște informații care te vor surprinde foarte mult, dar scopul acestor uh, lucruri ține în mod special de a te raporta diferit la ceilalți. Începând cu a doua jumătate a lunii decembrie, de atunci uh, lucrurile se schimbă. Îți dai seama că e cazul să abordezi lucrurile într-un mod diferit. Da? Uh, vezi că poți să primești ajutor în această săptămână din partea rudelor, din partea persoanelor apropiate. Uh, ți se mai clarifică puțin uh, anumite probleme pe care le ai. Uh, însă, repet, inițial e posibil să nu îți placă. Apoi, lună plină în gemeni despre care vreau să vorbesc. Uh, lună plină în gemeni în conjuncție cu Marte retrograd. Uh, ceea ce înseamnă că ți se activează oaxa sănătății. Vezi că dacă nu te simțeai bine de ceva timp, acum în sfârșit ori găsești soluția, ori poate să fie chiar un moment în care hotărăști să închei ceva legat de muncă, ceva legat de zona sănătății, vezi că poți să rezolvi o problemă legată de o karmă de familie, dar pentru alții poate să fie chiar un moment în care a nu știu, poate sunt probleme de sănătate în familie, cineva din jurul tău nu se simte bine și acum în sfârșit parcă afli un verdict sau afli ceva care să știi că o să-ți schimbe destul de mult planurile tale de viitor. În te gândi neapărat la ceva negativ, e vorba de o încheiere, clar, însă poate să fie ceva ce tu inițiezi pentru unii capricorni. Pe de altă parte, modul în care tu vei comunica o să, o să. te ajute mult, vezi că de această decizie nu rămâne așa. Se revine asupra ei, indiferent ce se întâmplă. Repet, lucrurile nu vor rămâne uh, în. Uh, să spun așa, în, în situația respectivă, se revine asupra lucrurilor și mai am o informație să-ți transmit. Vezi că în această săptămână acea tensiune pe care tu o simți în relațiile cu ceilalți, în relațiile tale în general vorbind, vezi că se mai poate rezolva printr-un sfat pe care îl primești de la o persoană din familie, o persoană apropiată. Poate chiar printr-o discuție pe care acum o poți purta, așa cum ți-am spus, sunt discuții total surprinzătoare pentru tine, în care vei afla tot felul de secrete, tot felul de informații, dar, repet, care te ajută și care îți oferă încredere să schimbi modul în care tu te raportezi la ceilalți. Cam atât în mare parte. Vreau să vedem și oracolul ce îți transmite. Hai să vedem. Ce mesaj ai din partea oracolului? Mesajul pentru tine este inițierea spirituală. Numerele importante. 4, 5, 9, 45. Culorile importante. Mov, verde, non culoarea negru, gri, maro. Este foarte important să fii atent la sincronicitățile care apar în jurul tău, pentru că de acolo vor veni foarte multe informații către tine. Iar Arhanghelul Metatron este cel care te ghidează, cel care te ajută, cel care îți oferă un dar, un cadou în această săptămână și îți transmite următorul mesaj. Impulsionez evoluția ta spirituală. Sunt marele învățător divin. Inspir, asist și susțin fiecare formă de inițiere spirituală autentică din viața ta. Cum îți spuneam și la început, din punct de vedere astrologic, îți crește foarte mult intuiția și acei capricorni care sunt deschiși către spiritualitate, acei capricorni care. Simt lucrurile diferit, uh, vor fi extrem de mult ajutați. Da? Hai să vedem și tarotul ce mesaje are să îți transmită să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine. Ce trebuie să știi tu în această săptămână? La baza pachetului pentru tine împăratul. O legătură cu zodia berbec văd aici, dar văd și o puternică legătură. Uite cu patru de monede. ori cu niște reguli. Care se impun la muncă ori e vorba de. Atenție o persoană care. Este ceva mai rigid din jurul tău. Împăratul vorbește despre reguli, despre autoritate, despre organizare. Ai ceva de organizat. Poate chiar este o săptămână în care un șef sau o persoană cu autoritate din viața ta ar putea avea un rol extrem de important. Prima carte pentru tine, Cavalerul de Cupe. Tot felul de drumuri pe care le faci către locuri dragi sufletului tău sau îți vin persoane în vizită. Cavalerul de cupe vine și cu o propunere, o propunere de dragoste sau o invitație pe care o primești undeva anume. Îți vin niște musafiri sau ai de făcut uh, niște drumuri. În, in, în mintea ta, cavalerul de monede. Văd că ești foarte bine organizat în această săptămână, iei lucrurile încet și sigur. Ai multe drumuri de făcut și mai văd aici că reușești să rezolvi ceva extrem de important pentru tine. Da? Parcă îi organizezi pe ceilalți, îi ajuți. În inima ta, asul de spade, în plan personal văd o soluție pe care o găsești la o problemă, o idee care îți vine... O decizie importantă pe care o ei, în sfârșit. Ți se arată lucrurile mult mai clar în relația cu un prieten în relația cu familia. În relația cu persoana iubită. Capricornii care sunt singuri, da, aveți ocazia în această săptămână să cunoașteți pe cineva. La baza manifestărilor doi de băte, văd aici o așteptare mare în cadrul căreia ești pus. O puternică legătură văd cu străinătatea, dar și niște planuri pe care tu le faci pentru un viitor mai îndepărtat. Ești pus într-o așteptare. Parcă te hotărăști aici să mergi pe un alt drum, te hotărăști să mai schimbi puțin lucrurile. În exterior, șapte de monede. Este aceeași energie de așteptare. Văd aici că. Ai o persoană în jurul tău care ori strânge bani, ori e o persoană care analizează foarte mult trecutul, evoluția ta, unii poate chiar vreți să vă angajați sau vreți să vă implicați într-un proiect. Și atunci e cineva care analizează CV-ul tău, analizează ceea ce ai făcut până acum. Însă, așa cum îți mai spuneam, trecutul să știi că revine în viața ta în această săptămână, sub o formă destul de interesantă. Mai departe, valetul de cupe, foarte multă susținere văd aici din partea familiei, văd o veste bună pe care o primești, tot felul de cuvinte de laudă și de apreciere din partea prietenilor, vecini, persoana iubită. Dar văd și o puternică legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără, o nouă etapă, un nou început din punct de vedere personal. Ultima carte pentru tine, Regele de Băte, o puternică legătură cu Zodii de Foc, Leu, Berbec, săgetător. Dar parcă ai o petrecere la muncă sau ai un eveniment important. E cineva aici, în jurul tău, care încearcă să te convingă de un anumit lucru. E cineva care te susține, cineva care te aplaudă. Văd un bărbat important aici, din punct de vedere profesional, pentru tine. Dar e cineva care are o anumită experiență, da, o persoană care ia lucrurile așa încet și care să știi că uh, are un entuziasm aparte, este foarte bucuros sau bucuroasă, uh, dar parcă îți întreține această dorință de a organiza, parcă îți întreține acea dorință de a lua lucrurile încet și sigur. Foarte frumos. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal și de asemenea, dacă dorești, te aștept la previziunile zilnice pe zodii, dar și la previziunile pentru luna decembrie, deoarece urmează o lună extrem de interesantă pentru tine, mai ales din a doua jumătate. Te îmbrățișez, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și așa îmi poți mulțumi pentru informații. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă.